Revista Caete Silvane, o publicație cu semnificație deosebită din punct de vedere artistic, care oglindește aspecte referitoare la Universul Artistic Sălăjan, propune și în numărul care va fi lansat în data de 17 august teme variate pe gustul publicului larg. Ilustrat cu fotografii realizate în cadrul celei de-a 14-a ediție a taberei, foto etnografica 2015 Vișeu de Sus numărul dublu 139 140 pentru lunile august-septembrie 2016 conține articole și esee a unor personalități sălăjene precum istoricul Marin Pop, Ion Pițoiu, Marcel Lucaciu, Camelia Burghele, Viorel Tăutan, Daniel Hoblia, Viorel Mureșan și mulți alții. Totodată în primele pagini ale revistei, Irina Petraș a realizat un scurt articol care elogiază personalitatea lui George Coșbuc în acest an împlinindu-se 150 de ani de la nașterea scriitorului. Sintezele istoricului Marin Pop, evoluția orașului Cehusilvaniei din secolul XVIII până în prezent și prima sinteză istoriografică românească din Sălaș și opera antropologului Camelia Burghele, Amu Ioțoi spune, dacă vrei, reprezintă puncte de reper ale acestei ediții. Numărul 139-140 poate fi consultat începând de miercuri pe site-ul www.caetesilvane.ro, urmând ca săptămâna viitoare, în data de 17 august, să fie disponibilă și versiunea tipărită. Precizăm că revista Caete Silvane, un reper cultural pentru Sălăjeni, este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaș, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Județean Sălaș, a Primăriei și a Consiliului Local al Municipiului Zalău.